Salutare, dragi prieteni, și iată-ne din nou pe canalul meu de YouTube, așa cum v-am obișnuit de fiecare dată. Cu o zi în urmă, am tăiat din nou un porc pentru a-l face produse tradiționale. Aici avem undeva la 12 kg de cârnați. Compoziția cârnaților este carne de porc cu puțină vită, în continuare avem două picioare, aici avem mușchi, pulpă, ceafă, șiră și așa mai departe. Aici avem o coastă făcută în două. Aici șunculiță cu carne. Eu am o vorbă. Șunculiță de unde mănâncă împăratul, nu tot satul. Pun punctul pe calitate, să zic așa. Și după aceea pe cantitate. Avem undeva acolo și căpățâna. Avem și oase cu carne pentru ciorbă. Toate aceste produse sunt puse la zvântat. Au fost băgate la salamură. Sunt puse la zvântat. Eu le las la zvântat 2 zile. După care o să le luăm de aici, o să le ducem în afumătoare, unde o să mergem acum și o să vorbim și despre produsele de acolo. Aici suntem în afumătoarea unde practic afumăm carnea. Aici avem câteva bucăți de produse, ceafă, mușchi, coastă, pulpă, produse semi-afumate, au stat la fum aproape 2 zile, un fum rece. Acestea vor fi puse separat într-o garniță. Aici avem cârnați de porc puși la zvântat. Aici cârnați semi-afumați. Aici avem cârnați afumați și foarte bine zvântați. Practic, aproape că s-au uscat. Aici mușchi, ceafă, cap de piept. Coastă cu carne. Și așa mai departe, afumate. După afumare, oameni buni, eu le las o zi sau două pentru a se aerisi, pentru a se liniști, pentru a se zvânta cum trebuie după afumare.
Totul se face manual, nimic mecanic. Vreau să lăsați și voi părerile voastre în secțiunea comentarii dacă vă place cum a ieșit culoarea după afumare. Eu afum cu lemn de prun, lemn de fag, lemn de crăcuțe din acela de trandafir. Cei care mi-ați călcat pragul gospodăriei ați putut vedea de unde provin, cum se taie porcul, cum se pregătește și așa mai departe, cu ce să hrăniți porcii și multe altele. Până atunci, oameni buni, eu vă las, voi reveni cu un nou videoclip. Dacă v-a plăcut ceea ce v-am prezentat, nu uitați să vă abonați, să dați un like, să distribuiți. Haideți să fim un număr cât mai mare pe această platformă YouTube. Toate cele bune, numai bine, Doamne ajută!